Despre BPA se știe de foarte mult timp, undeva din anii 2000, medicii noștri de familie din Statele Unite, de la cel mai mare spital medical Walter Reed din Washington DC, ne-au spus de aceste efecte ale bisfenolului sau BPA S sau A și chiar găsim informația pe site-ul oficial al Uniunii Europene la categoria European Chemicals Agency. Vedem acolo foarte clar despre bisfenol și acțiunea acestora și faptul că este găsită în thermal paper, care este hârtia termală, în textile și în altele și în plastice, și nu e o noutate, nu e o chestie scoasă din burtă, deci sunt practic facts, sunt lucruri reale. Și uitați acolo ce spune, că dezechilibrează hormonal, damage fertility, asta înseamnă că afectează fertilitatea și atât în animale cât și în oameni și de asemenea poate da alergii de piele, încerc să traduc din engleză, așa. Și această substanță este un high concern, adică este de foarte mare importanță, adică nu e o chestie de pur și simplu, sunt foarte multe studii și sunt notate acolo mai jos și totodată efectele, puteți să citiți, găsiți site-ul aici, uitați după cum îl vedeți, site-ul Uniunii Europene,